Bine ați revenit! Să revedem, ca de obicei, întrebarea la care trebuie să găsim răspunsul azi. Să presupunem că vă întâlniți undeva departe de casă cu o fostă colegă de liceu cu care n-ați păstrat legătura și nu mai știți nimic despre ea de mulți ani. Și ea vă spune că are doi copii, dintre care unul este băiat și este născut duminica. Iar întrebarea de azi este următoarea. Dacă rămâneți doar cu această informație, adică are doi copii, dintre care unul este băiat și este născut duminica, care este probabilitatea ca celălalt copil să fie tot băiat? Aceasta este întrebarea, dar pentru că știu că e derutantă, vă propun să vă gândiți întâi la o întrebare ajutătoare, mult mai simplă. Și anume, știm că un om are doi copii și mai știm că unul dintre ei este băiat. Care este probabilitatea ca celălalt să fie tot băiat? V-am propus să vedeți sau să revedeți întrebarea probabilități trei uși, ca să vedeți că o informație în plus poate influența o probabilitate, chiar dacă la prima vedere nu există nicio legătură între cele două. Acolo era vorba despre deschiderea unei uși, iar în întrebarea noastră avem precizarea născut duminica, lucruri care aparent n-au nicio legătură cu probabilitățile despre care e vorba. Dar v-am mai propus de asemenea să răspundeți întâi la o întrebare mai simplă și așa voi face și eu. Știm că o persoană are doi copii și că unul este băiat. Care este probabilitatea ca celălalt copil să fie tot băiat? Vă voi prezenta două situații, să le spunem, pregătitoare pentru a înțelege rezolvarea. Prima situație. Să presupunem că extragem două bile, fără să ne uităm la ele, dintr-un sac în care jumătate din bile sunt roșii și jumătate sunt albastre. Avem trei distribuții posibile care se pot realiza cu probabilități egale. Bilele pot fi ambele albastre, ambele roșii, una albastră și una roșie. Apoi ne uităm la una dintre bile și vedem că este albastră. Care este probabilitatea ca și cealaltă să fie albastră? Distribuția în care ambele bile sunt roșii a căzut când am văzut că una este albastră. Iar din cele două distribuții rămase, într-un caz cealaltă bilă este albastră, în celălalt caz este roșie. Deci dacă vedem că o bilă este albastră, probabilitatea ca cealaltă să fie tot albastră este 1 pe 2, adică 50%. Dar să vedem acum a doua situație. De data asta avem doi saci. Unul conține bile, jumătate roșii, jumătate albastre, celălalt conține cuburi, tot așa, jumătate roșii, jumătate albastre. Extragem o bilă din primul sac și un cub din al doilea, fără să ne uităm la ele. De data asta avem patru distribuții care se pot realiza cu probabilități egale, și anume ambele albastre, ambele roșii, bila roșie și cubul albastru, respectiv bila albastră și cubul roșu. Acum, dacă cineva se uită la cele două corpuri și ne spune că unul este albastru, dar nu ne spune care, cât este probabilitatea ca și celălalt să fie albastru? Distribuția în care ambele erau roșii a căzut, dar au rămas trei distribuții posibile. Și într-una singură dintre ele, dacă un corp este albastru, și celălalt este albastru. În celelalte două distribuții, dacă un corp este albastru, celălalt este roșu. Așa că, de data asta, probabilitatea ca dacă un corp este albastru și celălalt să fie albastru, este doar 1 pe 3, adică aproximativ 33%. Și acum vă întreb, cu care din cele două situații este echivalentă întrebarea cu cei doi copii? Cu situația în care avem două sfere sau cu situația în care avem o sferă și un cub? Întrebarea despre cei doi copii este echivalentă cu situația în care avem o sferă și un cub, nu cu situația în care avem două sfere, pentru că cei doi copii nu sunt, ca să vorbim în termeni probabilistici,
echivalenți. V-ați dat seama de ce? Pentru că unul este primul născut și celălalt este al doilea născut, adică unul este cel mare și unul este cel mic. Paranteză. Nu discutăm cazul în care ar fi gemeni din două motive. Odată pentru că dacă ar fi fost așa, ar fi fost vorba despre o situație specială, caz în care enunțul întrebării ar fi trebuit să precizeze acest lucru. În al doilea rând, chiar dacă sunt gemeni, unul e primul și celălalt al doilea. Și acum, dacă notăm băiat cu B mare și fată cu F mare, iar poziția literei corespunde cu ordinea nașterii, avem patru posibilități de egală probabilitate. Băiat-băiat, fată-fată, băiat-fată și fată-băiat, ca în cazul sferei și cubului. Și dacă știm că unul este băiat, dar nu știm care, cade distribuția fată-fată, dar rămân trei distribuții, băiat-băiat, băiat-fată și fată-băiat. Și într-una singură dintre ele, dacă un copil e băiat, celălalt e tot băiat. Așa că probabilitatea ca celălalt copil să fie tot băiat este 1 pe 3, adică aproximativ 33%. Deci, deși pare ciudat, dacă un om are doi copii și știm că unul dintre ei este băiat, atât, probabilitatea ca al doilea să fie tot băiat este de 33% și nu 50%, cum pare la prima vedere. Numai dacă am ști că, de pildă, cel mare este băiat sau că cel mic este băiat, probabilitatea ca celălalt să fie tot băiat ar fi de 50%. V-am propus să încercați să răspundeți întâi la această întrebare ajutătoare, pentru că ea ne arată metoda pe care trebuie să o folosim pentru a afla răspunsul la întrebarea principală. Și anume, metoda este numărarea tuturor distribuțiilor posibile după cele trei criterii: sex, vârstă și ziua de naștere din săptămână. Și apoi numărarea distribuțiilor favorabile, adică în cazurile în care celălalt copil este tot băiat. Să vedem cum facem acest lucru. Notăm zilele săptămânii ca indici ai literelor B mare, respectiv F mare, băiat, fată. Și atunci avem următoarele combinații în cazul în care copilul cel mare este băiatul născut duminica și cel mic este tot băiat. Avem 7 combinații posibile după zilele săptămânii. Avem apoi combinațiile în cazul în care tot copilul cel mare este băiatul născut duminica, dar cel mic este fată. Din nou 7 combinații posibile după zilele săptămânii. Acum, combinațiile în care copilul mic este născut duminica, iar cel mare este tot băiat. Încă 7. Și în final, combinațiile în care copilul mic este născut duminica, dar cel mare este fată. Încă 7. La prima vedere, pare că avem în total 28 de combinații posibile, dintre care 14 în care amândoi copiii sunt băieți. Ceea ce ar însemna că probabilitatea ca, dacă știm că un copil este băiat, celălalt să fie tot băiat, ar fi de 14 pe 28, adică 1 pe 2, adică 50%. Dar nu este așa, deoarece am numărat de două ori o combinație. Combinațiile marcate acum în desen sunt una și aceeași combinație. Așa că avem doar 13 cazuri în care amândoi sunt băieți dintr-un total de 27 de cazuri posibile, așa că probabilitatea este de aproximativ 48%. Și iată cum o informație aparent fără legătură cu probabilitatea pe care o căutăm influențează probabilitatea. Acesta este unul dintre motivele din cauza cărora problemele de probabilități sunt grele. Și anume faptul că de multe ori
E greu de observat care informații pot influența și care nu pot influența o anumită probabilitate. În finalul primei părți, pentru cei interesați de matematică, prezint rezolvările pe care mi le-a trimis domnul Dumitru Antonie pentru întrebarea ajutătoare, bazate pe teorema lui Bayes, respectiv pe probabilități condiționate. Explicațiile din prima parte a videoclipului au fost cam lungi, m-am cam luat cu vorba, cum se spune. Vă voi pune acum o întrebare scurtă. N-am spus ușoară, am spus scurtă. Vedeți în desen trei perechi de vase cu forme diferite, toate deschise sus. În prima pereche avem doi cilindri drepți, dar cu ariile bazelor diferite. În a doua avem două trunchiuri de con identice, dar răsturnate unul față de celălalt, iar în a treia pereche un cilindru drept și unul înclinat, dar cu ariile bazelor egale. Foarte important, cei doi cilindri au ariile bazelor, adică ale celor două suprafețe circulare, care constituie baza lor, egale. E foarte important să știm că niciun vas nu este plin, dar pentru fiecare pereche, volumele de apă din cele două vase sunt egale. Nu vedem nivelul apei, dar știm că vasele nu sunt pline și că avem tot atâția litri de apă în vasul din stânga, câți litri avem în vasul din dreapta. După cum vedeți, fiecare vas este prevăzut cu un robinet de golire, și toate robinetele sunt identice, deci au același diametru în zona de curgere. Și acum întrebarea este pentru fiecare pereche de vase, dacă deschidem deodată robinetele celor două vase, care vas, A sau B, se va goli primul? Succes pe săptămâna viitoare!